În momentul în care fratele mi-a spus că veți fi în zi de post și rugăciune, mi-a pus Dumnezeu în minte un pasaj din Scriptură. Am zis să apreciez că frații au ziua aceasta de post, de rugăciune. Și am zis, mă rog lui Dumnezeu, ca ziua aceasta și orice altă zi în poporul lui Dumnezeu să nu fie nicio zi de post pentru acoperirea păcatelor și greșelilor noastre. Și să vă spun de ce. Știți că dacă nu suntem atenți, eu vorbesc despre posibile greșeli dar care s-au întâmplat, dacă nu suntem atenți, putem face așa, vestim un post. Dar știți pentru ce a vestit Izabela un post? Ca ea să-și facă toate mizeriile și figurile ei, să-l omoare pe un om ca să-și împlinească dorințele, dar să dea un act de spiritualitate. Și am zis, Doamne, sper niciodată în bisericile noastre să nu încercăm să ne arătăm spiritual pentru a acoperi ce nu este duhovnicesc. Tare mult m-aș bucura că astăzi postul să fi fost un post de smerire. Găsesc în Scriptură posturi de smerire înaintea lui Dumnezeu, să căutăm fața Lui, să căutăm voia Lui. Știți că în Ezra ni se spune că acolo la râu, după ce Dumnezeu ne-a făcut o chemare, după ce Dumnezeu ne-a spus că trebuie să transportăm niște valori, care niște planuri pentru noi, ne-am văzut atât de mici în fața provocărilor, atât de mari, atât de neputincioși în fața unei lucrări dumnezeiești glorioase, că spune Viorele, primul lucru care l-am făcut, am făcut post. Și l-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, dă-ne o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce este al nostru. Să vă asculte Dumnezeu asemenea rugăciuni. Și călătoria voastră ca și călătoria mea și călătoria caselor noastre să fie ocrotită de Dumnezeu, să fie călăuzită de Dumnezeu. Și valorile care ne le-a dat Dumnezeu să nu le pierdem până când le vom închina împăratului în veșnicie. Să facă Domnul ca să se scrie în dreptul nostru, nu că am ajuns la Ierusalim, ci că am ajuns în noul Ierusalim, cu tot ce ne-a dat Domnul și acolo ne-am odihnit. Am văzut în Ieremia, capitolul 36, de la versetul 9, în anul al cincelea al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul Iuda, în luna nouă, am chemat la post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetățile lui Iuda la Ierusalim. Și acolo este un post în vederea pocăinței și a reabilitării. Oamenii își dau seama că au nevoie să se apropie din nou de Dumnezeu. Și noi avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. Spuneam fraților dimineața la Agape că Dumnezeu este expert în reabilitare, slăvit să fie El. Am pornit de la ideea că este duminica când îl reabilitează pe Toma. Dar știți că Dumnezeu nu l-a reabilitat numai pe Toma, și pe Petru, și pe Ioan, și pe Maria. De câte ori Dumnezeul lui Israel l-a reabilitat pe Israel, vorbim de fiul care se întoarce, de mulți alții. Și noi avem nevoie să ne întoarcem înspre Domnul. Unii de la porci, de la mizerie, poate noi ne gândim la ei, alții din casă, din nemulțumire, trebuie să ne întoarcem cu toată inima spre Domnul. Dacă unii aveți astfel de rugăciuni, să le asculte Dumnezeu. Știți, probabil s-a menționat postul de pe vremea lui Ioel. Postul de la păgâni, când ninivenii au vestit post și s-au apropiat de Dumnezeu. Însă pasajul care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă este cel din Cartea Nemia, din capitolul 9. O să vă rog să deschideți Scriptura în Cartea Nemia, în capitolul 9. În a 24-a zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea
unui post. Și acum ni se spune cam ce au făcut ei în ziua postului și eu asta aș vrea să văd dacă am făcut și noi ceva similar în ziua postului, dacă mai trebuie să facem ceva ca postul nostru să fie plăcut lui Dumnezeu. Știți că în poporul Israel, la un moment dat, s-a pus următoarea problemă. Degeaba postim. Că Dumnezeu nu vede, nu aude, la care Dumnezeu spune, stai un pic, voi nu postiți. Pe cum adică? Că noi nu mâncăm ziua asta. Voi vă chinuiți stomacul. Dar cu pumnul vă bate, răutate, aveți cu tare, voi nu postiți, voi nu mâncați. Iar postul plăcut mie nu înseamnă doar să nu mâncăm, înseamnă și să nu mâncăm și multe altele. Și ascultați ce au zis ei. Cei ce erau din neamul lui Israel, din poporul lui Dumnezeu, despărțindu-se de toți străinii. Am o întrebare, în ziua postului eu m-am despărțit de ceva sau de cineva? Frați și surori, dacă eu în ziua postului nu mă despart de păcate, de obiceiuri, de alte lucruri, dar nu mă despart în ziua postului ca mâine să le iau din loc. Deci eu cred că astăzi pentru unii ziua postului ar trebui să însemne asta, frate Iuga. Astăzi am hotărât înaintea lui Dumnezeu că mă despart de prietenul ăla rău, care numai la rău mă influențează, numai la păcate m-a dus, numai poate fi cel mai bun prieten. Astăzi, înaintea lui Dumnezeu, în zi de post, am hotărât, cu el am rupt legăturile de prietenie în direcția aceasta. Dacă vrea, suntem prieteni ca să-l recuperez eu pentru Hristos, dar nu mai suntem prieteni ca să mă ducă el la toate porcăriile păcatului. Cei din poporul lui Dumnezeu spune, ne-am despărțit de străini. Am venit și ne-am mărturisit păcatele și fără de legile părinților noștri. Aici poate ar fi mai simplu să mărturisim noi păcatele părinților noștri. Dar le știm? Și ce ne ajută pe noi că mărturisim păcatele părinților noștri? Știți ce cred eu? Că ei au mărturisit greșelile părinților în care au continuat și ei. Și au spus, Doamne, bunicii mei au fost mincinoși, dar mincinos și eu. Mama mea n-a ascultat de tata sau așa, dar și eu ca ea, dacă nu mai rea. Tata meu a fost fățarnic, dar eu sunt la fel ca el. Și atunci spune, mi-am adus aminte, măi, am căpătat o moștenire care la început n-am vrut-o eu. Dar am căpătat o moștenire și în loc să mă pocăiesc, eu am dus moștenirea aia păcătoasă mai departe. Și a venit ziua postului în care s-a spus, s-a terminat. A păcătuit tata, a păcătuit mama, bunicul, cine a păcătuit, păstorul, liderul de înainte. Eu astăzi am încheiat cu asta, de azi înainte, eu nu voi mai purta păcatele acestea. Amin? Știu că e nevoie de puterea lui Dumnezeu. De-aia vă întreb. Noi nu de asta postim, ca să avem puterea lui Dumnezeu pentru eliberare. După ce au stat jos, și asta e bine, că și noi avem scaune, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi, sunt sigur că ați făcut asta, și-au mărturisit păcatele și apoi spune, s-au închinat înaintea Domnului. Eu sunt direct cu voi, că mă știți. Eu sunt sigur că astăzi v-ați rugat, sunt sigur că astăzi ați citit, sunt sigur că astăzi ați cântat, nu știu, ați dăruit sau nu. Eu am o întrebare, v-ați închinat? Știți că le putem face toate astea să nu ne închinăm? Închinarea nu înseamnă doar să spui ceva. Închinarea este să-L recunoști pe Dumnezeu ca adevărat Dumnezeu, să-i recunoști gloria, puterea și ființa ta să fie proșternută înaintea Lui. Ascultați-mă, noi nu putem fi toată viața pe genunchi. Dar dacă nu suntem îngenunchiați în noi înșine,
Dacă în sufletul nostru nu suntem smeriți înaintea lui Dumnezeu și nu spunem, Doamne, depindem de Tine în fiecare secundă, și dacă nu îi dăm Lui toată gloria și toată slava, noi nu suntem pregătiți pentru gloria aceea unde El e singurul, El primește tot, El merită tot și noi suntem doar ce? Închinători. Ei au venit și s-au închinat, dar nu a fost vorba doar că acum, știți că noi avem și expresie, acum ne închinăm lui Dumnezeu, dar de multe ori e doar o expresie, nu avem nicio treabă, da? Și apoi spune despre Iosua și ceilalți care au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. Și oamenii aceștia care au venit în fața bisericii au spus așa, sculați-vă și binecuvântați pe Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Și acum toți cei care aveți Biblie deschise, nu știu dacă aveți și pe ecran, dar bănuiesc că nu, vă rog să citim versetul 5, partea a doua și versetul 6 tot. Ați deschis cuvântul, ați pus degetul unde trebuie. Haideți să începem. Binecuvântat! Să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne! Numai Tu ai făcut cerurile și cerurile cerurilor și toată oștirea lor și tot pământul, tot ce este pe el, mările și tot ce prin ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Amin. Am observat un lucru la cântare, mai puțin la cântăreții voștri unde aveți daruri foarte... Ai observat că uneori la a doua strofă e mai bine? Sau când spui, frate, o mai cântăm o dată, așa e că o cântă un pic mai bine. Acum aici nu cred că ne-am prins noi ce au făcut ei. Oamenii ăștia au venit și cu glas tare și cu voce au început să spună, binecuvântat să fie numele Tău. Noi acum o zicem ca ei. Deci acum știți despre ce e vorba, știți cât e vorba. Eu nu vreau să vă acopăr la microfon, de asta m-am oprit, dar cam așa ar trebui să ziceți voi, ca dacă eu a zice la microfon, voi să mă acoperiți pe mine. Amin? Începem. Binecuvântat! Să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurilor și oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările și cu tot ce este prin ele. Numai Tu dai viață tuturor acestor lucruri. Slavă Domnului nostru, care merită închinarea. Și apoi de la versetul 7, încep niște lucruri foarte practice. E vorba de crâmpeie din istorie, lucrarea lui Dumnezeu. Și el spune așa, Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram. De aici nu vreau să continuăm să citim. Și ce aș vrea? Ne uităm acum puțin și poate acasă vă uitați, dar acum n-avem treabă cu Avram, Isaac și Iacov. O să spunem așa, Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe cine? Cine a fost primul pocăit din familia Ta, știi? Bunicii? Păi așa trebuie să spui, Doamne, în bunătatea Ta Tu l-ai ales pe bunicul meu. Ar fi fain să-i știi și numele. Tu l-ai ales pe moșul Gheorghe. Dumitru, da? Și fiecare să spună, Doamne, în generația lui au fost oameni care nu știu de Evanghelie nimic. Și Tu pe moșul ai ales, ai ales-o pe mama. Tata a fost primul pocăit în neamul nostru. Ascultați-mă, nu vă luați după șoapta diavolului care vine și spune, Tu primul pocăit în familie ne faci de rușine. Eu spun, nu mă, e rușinos să fii prima curvă în familie, e rușinos să fii primul drogat în familie, e rușinos să fii primul bețiv, să fii primul în pușcărie și cea mai mare onoare să fii primul care deschide ușa împărăției lui Dumnezeu. Și toți ați avut pe cineva pe care Dumnezeu i-a ales să fie primul neamul vostru. Cei tineri, dacă nu știți, întrebați. Spui, mamă, cine s-o pocăi primul în neamul meu? Că vreau să-L binecuvintez pe Domnul, că s-a îndurat de primul, o generație, două, trei, da? După asta spune, după ce spune, Tu l-ai ales, da? Tu l-ai scos, Tu ai găsit inima lui credincioasă.
Ce vreau să vă rog pe cei tineri? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toți credincioșii de înaintea voastră. Interesați-vă cine a fost bunicul, mama, tata, fratele și spui, Doamne, bunicul meu a fost un om credincios acolo. L-au dus jandarmi, l-au bătut cu tare și el a rămas credincios prin puterea ta. Binecuvântat să fie Domnul. Este vorba de gloria și puterea Domnului. Dar ascultați, în timp ce eu îl binecuvintez pe Domnul că l-a ajutat pe bunicul, știți ce o să-mi vină imediat în cap? Dumnezeul care l-a ajutat pe bunicul în vremuri grele e Dumnezeul care mă va ajuta pe mine și el să fie binecuvântat. Și continuă, da? Uitați-vă, tu ai văzut necazul părinților noștri. Tu o să spui, Doamne, n-ai văzut necazul părinților noștri în Egipt. Tu ai văzut necazul părinților noștri la Fălticeni, la Dărmănești, la Dorohoi, la Rădăuți, la Margine, în altă parte. Poate un nume care nici nu știm că e pe hartă. Plângea mama, plângea tata, poate unii au plâns înainte de a te naște pe tine. Că nu le-au dat doctorii nicio șansă, că n-a fost ca astăzi. Și-a plâns mama acolo sau bunica și-a spus, Doamne, dacă îmi ții copilul ăsta, îl vreau slujitor al Tău. Și Dumnezeu nu vede numai necazul și lacrimile în Egipt. Dumnezeu vede lacrimile și în Arad, și la Dej, și în altă parte. Slăvit să fie El. Și uite-te și spune, Doamne, Tu ai găsit inima lui credincioasă. Tu ai văzut necazul părinților noștri. Ai făcut semne și minuni. A făcut? A, nu cu faraon. A lăsat lor la... Ce a făcut Dumnezeu cu noi. Da, ai făcut semne și minuni, ai despărțit marea, la noi ai dus-o de tot cu necazurile ei, da? I-ai călăuzit, pe noi ne-a călăuzit Dumnezeu. Vedeți, într-o zi de post, oamenii ăștia, nu doar că nu mănâncă, a spus Verele, noi ne-am pus timp deoparte pentru Dumnezeu. Și acum ce facem? Acum citim cuvântul, acum ne pocăim și acum punem minte la contribuție. Pentru ce-L glorific eu pe Dumnezeu? Pentru asta, pentru asta. Și găsim aici, eu nu o să pot trece peste toate, te-ai coborât, i-ai călăuzit, da, le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate, le avem noi, mai mult ca ei, da? Și apoi spune, din înălțimea cerurilor, când era, le era foame, ce le-ai dat? Pâine. Voi când erați în pustiu la început, în Italia, cine v-a dat pâine? Nu italienii. Domnul v-a dat, așa-i? Și când vă era sete, cine v-a dat? A, tot Domnul. Păi astea trebuie mărturisite. Ei, vine partea cealaltă de la 16, care n-aș vrea să o citesc. Zice, dar părinții noștri s-au îngânfat și au înțepenit grumazul. Dacă nu e așa, mulțumește Domnului că nu e așa. Dar iau de la versetul 17 care spune la a doua parte, dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți. Îndurător și milostiv. Încet la mânie și bogat în bunătate și nu i-ai părăsit. Te-au părăsit ei pe tine. Dar nu i-ai părăsit tu pe ei. Știți, foarte interesant, recent predicam undeva, nu mai știu unde, când poporul, în ascultare de Dumnezeu, a ieșit din Egipt, a ajuns la Marea Roșie și a constatat că vine faraon după ei cu oște. Și poporul a început să țipe și tot era acolo o brambureală, pentru că există expresia aia terifiantă, faraon se apropia. Se apropie dușmanul, se apropie armata, se apropie toate. Și ei normal că intră în panică omenește. Știți ce au uitat ei? De ce au spus un adevăr? Se apropia faraon. Ei au uitat ceva. Cine era acolo? Și Dumnezeu trebuie să spună, băi, de ce țipați? Se apropie faraon. Și ce dacă? Vedeți, noi, de multe ori, știți de ce tremurăm? Că se apropie. Frate, se apropie vârsta când mă dor genunchii. Se apropie cu tare, se apropie iarna cu facturile, se apropie criza, se apropie alegerile și dacă vin ăia. Și de multe ori ne panicăm că se apropie ceva, se apropie măritișul și pleacă fata de acasă la 24 de ani, cum se descurcă. Unii intră în panică că îi se însoară feciorul la 28 de ani.
Și tot tremură tata, trebuie să iei pulsul, frate, mi se însoară feciorul, cum o să se descurce săracul la 28 de ani cu 3 facultăți, știi? Că, no, no. Și eu zic, bă, da, se apropie. Dar cine e acolo? Că ascultați, nu-i sigur că faraon ajunge. Că nu toți cei ce pleacă ajung. Ce ziceți? Dar e sigur că cine este prezent e atotputernic și ne iubește. Și atunci noi îi spunem, Doamne, indiferent, dar Tu nu i-ai părăsit. Și nu ne-ai părăsit nici pe noi. Nu ne-ai părăsit și nu ne-ai părăsit nici chiar atunci când și-au făcut vițel de aur și toate cea. Nici atunci nu i-ai părăsit. În îndurarea ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie, stâlpul era acolo. Vine versetul 22. În schimb, ce ai făcut? Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. Nouă ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor. Și oricât de încăpățânași și de răi, le-ai dat apă ca să-și potolească setea. Haideți să vă spun un lucru. Așa e că e mult să le citești pe toate astea. E mult, că s-ar putea să ne ia vreo 10 minute dacă stăm să... Dar de cât timp vorbim aici? De cât timp vorbim până pe vremea lui Nehemia? Sau numai în pustiu? De cât timp vorbim? 40 de ani? A, deci 40 de ani Dumnezeu m-a răbdat, s-a îndurat de mine, mi-a dat tot ce a trebuit la timp și asta și mie mi-e greu 4 minute să mi le amintesc. Serios? Oricât am fi reaglomerați, mai dați de oprire, frați și surori. Mai aduceți-vă aminte binecuvântările lui Dumnezeu, minunile lui și glorificați-L întotdeauna. Și nu numai în zi de post, întotdeauna, că Dumnezeul nostru nu-i ca noi. El e mereu prezent, El ne rabdă în fiecare zi, ne iubește, ne protejează și măcar din când în când să ne face în timp mai mult să-i dăm slavă. Da? Și apoi, le-ai dat în mână împărății. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite, iară s-au răsculat împotriva ta. Când au avut odihnă, au început iară să facă rău. Tu de mai multe ori ai izbăvit, i-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta. Ei și-au întors spatele, tot n-au vrut să asculte, dar în marea ta îndurare. Mereu e vorba de vinovăția noastră, dar niciodată ce nu dispare? Bunătatea lui Dumnezeu. Și vine versetul 32. Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, Tu care ții legământul, că noi nu-L ținem, Tu care ții legământul Tău de îndurare, Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat și astăzi iată-ne robi pe pământul pe care L-ai dat părinților noștri. Și ultima parte spune, și suntem într-o mare strâmtorare. Știți ce înseamnă zi de post și rugăciune? Nu, nu să fim fățarnici, nu să inventăm păcate, nu să zicem că avem păcate, că nu le-am făcut. Dar zi de post și rugăciune mai înseamnă ceva. Să spun, Doamne, ai plătit libertatea mea în Hristos. Mi-ai dat viață nouă în Hristos. M-ai umplut de Duhul Tău cel Sfânt. Ai îngrijit ca vier ca eu să pot aduce rod. M-ai curățat, ai pus îngrășământ. Ai vrut să fiu stăpân peste trupul meu și să-l folosesc pentru slava ta. Ai vrut să fiu stăpân peste gura mea și gura mea să te laude pe tine. Ai vrut să fiu stăpân peste ochii mei și ochii mei să se uite unde trebuie și să vadă greutăți, bucurii sau lucruri care mă fac să mă apropii de oameni sau să mă apropii de tine. Ai vrut să fiu stăpân peste toate păcatele, să nu mă stăpânească niciunul și să fiu robul tău. Și mă tem că unii dintre noi în anumite momente spune, Doamne, ce ai vrut tu e una. Și eu ce sunt astăzi? Rob. Sunt tot cu ce mi-ai dat tu. Eu sunt robul muncii, eu sunt robul bârfelor, eu sunt robul plăcerilor, eu sunt robul mass-mediei,
Eu sunt robul, nu știu, a familiei, ale raților. Ai vrut să fim stăpâni. Să nu ne conducă alții. Sigur, să ne conducă Duhul tău, adevărul tău, puterea ta. Și oamenii aceștia în zi de post și rugăciune spun, Doamne, am ajuns robi. De ce spune asta? De ce spun în zi de post și rugăciune? Știți cu ce au început ei? S-au despărțit de toți străinii. Asta a fost mai ușor. Că îi spui, la, hai dispar, că... Câteodată e ușor să te desparți de lucruri din afară, așa-i? Unde e mai greu să te desparți? De ce porți în minte? De ce porți în inimă? Poți ieși din Egipt. Nu poți scoate Egiptul din tine. Te poți întoarce din Babilon, dar nu poți scoate Babilonul din tine. Poți să te lași de anumite lucruri exterioare, dar Dumnezeu care cunoaște inima, știe că înăuntru suntem cum n-ar trebui să fim. Și ce înseamnă zi de post? Să stau înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, am domenii în care sunt liber. Slăvit să fie numele Tău. Am domenii în care sunt rob. Și dacă nu mă scoți Tu și dacă nu rup Tu lanțurile, rămân aici pe vecie. Dacă cineva are nevoie de liberare, să strige la Iisus astăzi. Și ziua de post să nu fie doar o zi în care ne-am chinuit trupul, ne-am chinuit stomacul, ci ziua de post să fie o zi în care unde am putut, ne-am dezlegat noi de legături rele și unde am fost robi, ne-a eliberat cel atotputernic. Și acum toate astea le-ați știut și eu vin la ultima parte, care în punctul meu de vedere, dacă vrem să fim ca pe vremea lui Nehemia, nu putem încheia ziua până nu. Versetul 38. Pentru toate acestea, pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ. Continuați. Pe care l-am făcut în scris. Și ascultați, căpeteniile noastre, leviții noștri și preoții, ce au făcut? Au venit și l-au semnat. Omenește, știți că știu să fiu cu bun simț. Și n-aș vrea nimeni să interpreteze asta ca o brăznicie. Dar aș vrea să vă gândiți înaintea lui Dumnezeu și să vedeți dacă nu cumva Domnul vă cere asta. Sau să zic și eu ca Ietro. Eu vă dau sfatul meu și vedeți dacă Domnul. Și de ce spun asta? Că mesajul ăsta este pentru conducerea bisericii. Eu cred că Domnul ar aprecia, eu aș aprecia, dacă la următoarea întâlnire de comitet, comitetul ar scrie un document. De 3 rânduri, de 4 rânduri, de cât vă va călăuzi Dumnezeu? Și spune, Domne, am stat înaintea Domnului în post și rugăciune. Și? Care e rezultatul? Ce vrem noi din ziua de astăzi? Biserica a postit, noi am postit, ne-a cercetat Domnul prin cuvânt, ce rămâne scris într-un registru a bisericii din ziua aceasta? Ce cred eu că ar fi interesant, dar Duhului Dumnezeu va călăuzi să spună, Domne, Comitetul Bisericii, în urma postului și rugăciunii bisericii, am hotărât să ne realipim 100% de Dumnezeul nostru. Și să spună, frate, semnăm pentru asta. Am hotărât că în biserica noastră e doar cuvântul lui Dumnezeu care îi da și amin. Și în biserica noastră nu mai vrem povești, nu mai vrem cutare, în biserica noastră vrem Evanghelia lui Dumnezeu care ne transformă pe toți de la amvon până la ultimul. Amin? Ar fi un punct. Vrem ca în biserica noastră cântările să fie numai cele care glorifică pe Dumnezeu și ne ajută
Să ne pocăim și să ne sfințim. Amin? Bun, asta e foarte periculos, pentru că dacă face comitetul o chestie din asta și o semnează, păi și vine iuga, da? Fraților, am și eu o cântare cu zongura. Păi tu spui, frate, ne bucurăm, dar avem o problemă, da. Noi am stat înaintea Domnului în poș și rugăciune, am căutat fața Lui și am luat o hotărâre. Că noi, în biserica noastră, cântă numai ăia născuți din nou, sau oameni sfinți, cu inima curată, cântări care laudă pe Domnul. Mă, tale, ce cântare ai? A, zic, am una din asta foarte așa, ține-mă, trage-mă, împinge-mă, leagă-mă. Tu spui, frate, asta e vorba de Mărioara, de Ion, de... Păi eu am cântat-o și dincolo. Măi, tu-i fi cântat-o unde vrei. Noi am hotărât în data cu tare, ne-am reangajat înaintea lui Dumnezeu, că în biserica noastră cântările toate sunt pentru gloria lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii. Ai o cântare din asta? Nu. Fii liniștit. Și le luăm așa pe rând, practic, cu amvonul, cu corul, cu grupul de închinare, cu bărbații, cu surorile. Ar fi vreo 7-8 puncte, frate, ce zici? Mai multe, nu știu dacă veți face. Biserica ați vrea să facă? Aha. Nu că ei sunt foarte deștepți și eu m-am așteptat la asta, dar sunt un pic obosiți. Ei sunt deștepți că știu ce urmează. Dar de ce zic că sunteți un pic obosiți? Fraților, voi știți despre cine vorbim noi aici? Noi vorbim despre poporul lui Dumnezeu. Și în alt termen, noi vorbim despre mireasa lui Hristos. Ascultați-mă, eu, Dumnezeu m-a schimbat și-s răbdător la multe. Nici astăzi n-aș vrea să mă pună Dumnezeu în situație, mă rog lui Dumnezeu să nu mă descoper cum m-aș manifesta dacă s-ar lega cineva de nevastă. Nu, nici nu vreau să-mi imaginez, frate, că nu vreau nici să mă dau... Nu vreau, că nu știu ce s-ar întâmpla. Nici la voi n-aș băga mâna în foc. Să se lege cineva de fiică ta, de mireasa ta, de logodnica ta, de nevastă ta, mă tem că ți-ai găsit niște versete în Scriptură ca ucenici altă dată. Numele Domnului tai bucăți. Domnul a dat cu Saul când s-a legat de mireasa lui pe drumul Damascului de pământ, Zub și eu, știi, am găsit noi toate, Doamne, coborând foc din cer ca Elia, adică nu vreau să bravez. Dar eu vă întreb un lucru, voi v-ați gândit vreodată ce simte Hristos când noi ne batem joc de biserica Lui? Că ascultați, dacă noi în biserica Lui nu facem ceva ce face Hristos, și ce facem? Ne batem joc de biserica Lui, de mireasa Lui. Hristos a plătit cu sânge ca mireasa Lui să ajungă dincolo fără pată, fără riduri, curată, să se poată bucura înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi terfelim Biserica lui Hristos sau permitem cuiva să terfelească Biserica lui Hristos, nu vreau să mă gândesc la ce urmează. Eu vă spun un lucru care mă atinge în primul rând pe mine. Așa am gândit și așa vă spun. Voi mă puteți spune pe mine să predic. Și eu pot spune prostii sau să vamețesc oamenii. Eu o să răspund înaintea lui Dumnezeu ce am spus. Dar cine credeți că mai răspunde? Vă spun eu, conducerea bisericii. Pentru că Duhul Sfânt va încredința biserica cui? Vouă. Și voi nu puteți spune, păi iuga eu o trăviți. Spune, da mă, dar eu nu pe iuga l-am pus aici. V-am pus pe voi și înainte să vă otrăvească iuga, voi trebuia să vedeți dacă iuga vine cu o travă sau vine cu adevărul lui Dumnezeu. El plătește pentru el și voi plătiți pentru voi. Acum mă întorc. De ce, frate, nu prea zis amin? Că după ce spune liderii, comitetul, sfatul frățesc, mai lărgit, și-o puși tampila, noi zicem, a, că noi am scăpat. Deja, fratele, i-o arăta cu degetul. Că după chestia asta, urmează, iată pe cei care și-au pus pecetea. Și nu-i anonim, frate. Scrie acolo, să rămână peste veacuri, să vadă copiii tăi, nepoții tăi ce ai semnat. Dacă Dumnezeu ține lumea, s-ar putea într-o zi să se uite nepotul tău și să plângă, să spună, băi, ăsta a fost bunicul,
Bunicul a fost pentru sfințenie, pentru curăție, pentru adevăr. Uite, bă, semnătura lui bunicul, slăvit să fie Domnul, ca el vreau să fiu. Dacă nu semnești ce trebuie, s-ar putea să vină nepotul să plângă, să spună, bă, bunicul a nenorocit biserica, uite, e semnătura lui. Să spună, Doamne, nu mă lăsa în viața mea să fiu ca el. Dar după ce ăștia își pun, că nu mai cercetați de Duhul lui Dumnezeu pot face asta, după ce își pun pe cete acolo, versetul 28, cealaltă parte a poporului, adică preoții, leviții, ușieri aveți, faceți-mi cu mâna, ușierii, aha, da? Ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți care se despărțiseră, toți cei ce aveau cunoștință. Vedeți, nevestele lor, fiicele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, ce au făcut? S-au unit cu frații lor, cu conducerea și ce au făcut? Au promis cu jurământ, au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, orânduierile și slujbele lui. Nu vedeți cum s-o încheia ziua de post? Ziua de post nu s-o încheia pe fugă. Ziua de post nu se încheie. Bă, am zis că de la 6 până la 6, bă, hai să gata ăsta, mai sunt 20 de minute, că mă așteaptă friptanele. Unii, dacă nu sunt atenți, că trebuie să vorbim deschis. El nu a mâncat astăzi, dar el de seară bagă 4 porții. Păi ascultați-mă, mă, mai bine mâncai 2 porții, că erai mai în post. Dar eu vorbesc în cunoștință de cauză, adică nu sunt chiar aiurea, știți? Noi râdem, dar s-ar putea să trebuiască să plângem. Am zis, mă, tu dacă mâncai dimineață un colațiune atâta, mâncai la amiază ceva pe fugă, că ai avut un prieten și 2 linguri de supă, la seara beai un ceai, dar n-ai fost în zi de post. El acum deja e pregătit, are vailingul de macaroane, de cutare și el a fost în zi de post, mănâncă cât în 7 zile. Dar nu așa se încheie o zi de post. O zi de post se încheie cu niște hotărâri sfinte înaintea lui Dumnezeu. Când conducerea spune, fraților, ce-am hotărât noi în ziua asta de post? Dar ascultați-mă, nu puteți hotărâ nimic nou, că n-aveți cum. Dar puteți hotărâ să reveniți sau să întăriți ce trebuie. Amin? Și apoi, așa cum a zis, după ce ați făcut, voi veniți în biserică și spui fraților. Fratele, eu au zis că o fi întâlnire scurtă, a fost cam lungă. Nu ne-a ajuns una, i-am întâlnit de 2 ori, de 3 ori. Dar în urma întâlnirii și a postului și a rugăciunilor voastre, Comitetul Bisericii a ajuns la 7 puncte pe care vi le punem pe ecran scurt. În Biserica Domnului din Philadelphia, Mansuie. 1. Cât sunteți de acord și vă uniți cu noi? Consemnează, frate. Punctul 2, punctul 3. Oare Dumnezeu vede asta? De astea sunt lucruri palpabile. Acum eu vreau să vă spun ceva. Eu nu pot influența deloc conducerea bisericii. Și nici pe voi când o să fie, dacă o să votați sau nu. Dar știți de ce eu în seara asta aici? Să vorbesc cu voi. Că eu am vorbit cu mine. M-aș teme de Dumnezeu să vă cer să luați o hotărâre până n-am luat eu o hotărâre. Mi-am lăsat telefonul acolo, că mi-am scris dimineața pe telefon, am spus, Iorele, când tu le ceri lor să ia hotărâre, tu ce hotărâre iei? Ce spui fraților? Pentru ce să se unească ei împreună cu tine? Și am spus, Doamne, mă rededic pentru un caracter cristic. Vreau să am un caracter cum a avut Hristos, fără niciun compromis. Doamne, mă rededic pentru un cuvânt curat. Și vreau Evanghelia să fie curată, fără adaos și fără nimic, să vorbesc drept adevărul lui Dumnezeu. Mă rededic pentru o călăuzire concretă din partea Duhului Sfânt. Să nu fac ce îmi place mie, să nu fac ce mă taie capul și nici măcar să nu fac ce vă place vouă. Ce să fac, ce vrea Dumnezeu de la mine. Le-am avut și vreau să le întăresc.
Am spus, Doamne, mă rededic cu casa mea. Mereu ți-am spus că vreau toți să te iubim și toți să te slujim. Și aici și dincolo. Și mă rededic împreună cu casa mea să fim ai tăi pentru totdeauna, slujitor care te onorează pe tine. Și aș putea spune multe. Am stat și m-am întrebat. Și până la urmă am spus, Doamne, mă rededic pentru Cuba. E greu acolo. Multe nevoi. Frământări mari. Uneori zici că nu merită. Că așa zicem noi oameni. Să vă dau un exemplu. V-ați rugat să trimitem un container de alimente. O ajuns acolo prin harul Domnului, slăvit să fie El. După ce l-a ținut o lună pe nu știu unde, apoi l-a trimis unde... L-a ținut 2 luni de zile aproape în port ca să le elibereze hârtia, că e bine. După ce au avut toate hârtiile și toate astea. Nici azi n-am primit mesajul că după ce li s-o dat toate ștampilele, l-au scos din port. Și când vezi toate astea, ce zici? Bă, mai merită. Și am zis, da, mă, nu merită pentru aia, merită pentru frații noștri. Și am spus, Doamne, mă rededic. Vă dau un subiect de rugăciune. În vară ar trebui să pregătim o tabără pentru 100 de persoane odată și toată vara să fie săptămânal câte 100 de persoane, tineri, copii cu tare, să asculte Evanghelia. Acum, dacă v-aș arăta tabăra, poate la unii v-ar trece pofta de mâncare. Ca să vă imaginați paturile, dar numai fierare betoniști și pot imagina, alți nu. Au luat fier beton, 2 bucăți, una așa, una așa, au mai pus una așa, de fier s-a striat, și în mijloc o cusut cu niște drod, unde l-au fi găsit, rafi din aia de saci, cred că. Dar eu cum am văzut în poză, cred că și aia e putre, de te urcă fratele, iartă-mă. Acolo numai unul mai ușurel, știi că și aia dată e. Dar acolo vor merge oameni, câte 100, 100 și ceva pe săptămână, o vară întreagă. Vor merge și păstori cu neveste, că n-au unde să duce. Nu m-am angajat. Când ei mi-au trimis asta, o zviorele, proiectul ăsta, am spus, eu nu mă angajez, că știți că dacă mă angajez, dar le-am spus un lucru, dacă Domnul va vrea, vom ajuta și noi să fiu un pic mai omenește. Un pic mai omenește nu știu ce înseamnă, un matraț deturgent sau ce-o fi. Și aș putea continua cu lista ce mi-am scris eu, că astăzi mă rededic înaintea Domnului. Dacă m-au întrebare, voi la ce vă rededicați? Nu trebuie să-mi spuneți mie. Dar ascultați, nu mi se pare normal să părăsim adunarea până când fiecare ia o hotărâre scrisă. Ai telefonul la tine? Îl ai? Acum e vreme să-l deschizi. Acum e vreme să-l deschizi, să nu te grăbești. Stai îngenunchiat în sufletul tău înaintea Domnului și spui, Doamne, închei o zi de post. Am cântat, am lăudat, am motivat. Ce scriu acum în telefon? Care să rămână? Să vadă Domnul, să mă aduc eu aminte. Că s-ar putea peste 3 luni, nici să nu mai știu cu fost ziua de azi, ca să nu zic 3 săptămâni. Poate chiar să împărtășesc cu un prieten. Că acum eu m-am făcut vulnerabil, voi care m-ați prins toți și pe net, mă pot aștepta oricând să spună, frate Iuga, alea care le-ai zis la alea cu câi de la Mansuie, îți mai aduci aminte de ele? Sper că da. Sper să mă aduc aminte în fiecare zi. Și dacă o să mă întrebe cineva, o să zic, mulțam că m-ai întrebat, hai că le verific încă o dată, că mi le-ai adus aminte și am făcut un legământ înainte lui Dumnezeu. Și mi-am pus în scris acolo semnătura, chiar dacă nu semnez eu, în inima mea am pus-o. Dar eu nu vreau să fiu singur. Eu vreau să vă mulțumesc că cu ziua asta de post m-ați făcut pe mine să mă reverific. M-ați ajutat pe mine să iau hotărâri. M-ați ajutat pe mine să înnoiesc legământul în anumite direcții. Dar nu vreau să fie doar pentru mine. Și acum eu aș vrea să vă gândiți. Scoateți din poșetă creioane, pixuri, ce aveți. Scoateți telefoane, tablete, ce aveți. Și scrieți. Nu scrieți mult. Nu trebuie să vadă vecina ce scrii. Lasă-o între tine și Dumnezeu. Nu scrii o predică întreagă, că nu. Pune 3 cuvinte și codificate, dacă vrei, frate. Ca să nu priceapă el, știi, să... Pune 3 cuvinte codificate, deși ăștia nu au fost codificați.
Ăștia o dată pe deschis, băi, ori ne pocăim, ori nu ne pocăim. Dar eu zic, și dacă pui acolo un limbajul tău, sau într-o altă limbă, ca să nu vadă aia, să nu fie predice nepotignire, și spui, Doamne, în urma acestei zile de post am hotărât. Și poate unii spun, Doamne, astăzi am hotărât să mă pocăiesc. Am terminat-o cu scuzele, cu tare, astăzi am hotărât să mă pocăiesc. Domnul să vă binecuvinteze. Altul spune, frate, eu sunt pocăit, tot am amânat botezul. Dar în urma zilei de post am hotărât să mă botez. Și la primul botez, dacă Domnul mă ține în viață, eu sunt în haine albe și sunt acolo, da? Fratele scrie ce crede că îl cercetează Domnul. Tu scrii ce crezi că te cercetează Domnul. Ăla alt scrie. Altul spune, Domnule, am hotărât de azi înainte să fiu bărbatul care vrea Dumnezeu în casă la mine. Orică am fost, nu știu, am abandonat tot și nu m-a interesat, orică am fost un tiran care am crezut că dacă eu, Domne, pot să fac ce vreau și am maltratat pe toți, și astăzi am hotărât ca modelul meu să fie Hristos. Și când Hristos îmi spune poruncește să poruncesc, dar cu dragoste, și când Hristos îmi spune să mângâi, voi mânghia, că așa a făcut Hristos. Poate sunt surori care spune, frate, toată viața am fost o mamă bună, m-am chinuit, m-am străduit. Dar știi ce am hotărât în ziua de astăzi? Că nu mă opresc. Deși am obosit și parcă nu văd rezultate imediat și spun că nu-i, spun, Doamne, hotărăsc înaintea Ta, nu voi înceta până când? Alții poate sunteți oameni ai rugăciunii și spui, Doamne, hotărăsc în continuare că voi sta pe zid, ori se dărâmă zidul, ori lucrezi Tu. Alții poate spuneți, frate, nu m-am prea rugat. Eu n-am prea avut timp de citit Biblia. Mai mult m-a jucat pe telefon. Dezlegare. Poate unul spune, frate, azi îmi șterg niște chestii în telefon. Azi mi le șterg și în vecii vecilor nu le mai pun. Iar dacă mi le instalează ei, le dezinstalez eu. Așa ca o mărturie pentru slava Domnului. Eu când cumpăram calculator, primul lucru, știți ce făceam? Ștergeam din calculator ce știam că nu voi folosi niciodată. Jocuri, dar când nu sunt, eu nu, eu pac, le-a delete, cu tare, ce faci, mă, că ai memorie. Bă, am memorie, știu cine sunt eu. Ce să le las acolo, ca într-o zi să mă apuc să mă joc, că oi fi prea obosit? Le șterg și gata, zic, nu am treabă cu ele. Și nu se joacă nici altul și toate celelalte. Aș vrea să stați să vă gândiți înainte lui Dumnezeu măcar la un lucru concret. Și să vă puneți semnătura pe El. O să vă supărați pe mine. Dacă nu faceți asta, tare mă tem că... Să mai zic, frate, să... Poate mai bine să te iau acasă. Nu, poate... Eu am și o altă groază. Păi zice, veniți la biserică să vă faceți mai răi. Eu am zis, cum o să te faci mai răi? Și știi ce am observat? De câte ori Duhul lui Dumnezeu mă cercetează și îmi spune, Viorele, fă asta și eu nu fac. Știți cum devin? Mai rău și mai împietrit. Iar îi întorc spatele lui Dumnezeu. Iar las ca cercetarea Duhului Sfânt să treacă pe lângă mine. A, mi-a vorbit Duhul Sfânt. Dar noi nu ne supărăm când vorbim mai, așa când vorbim și nimeni nu ne bagă în seamă. Noi nu ne supărăm. Bă, mi-ai închis telefonul, bă, n-ai zis nimic. Bă, te-am salutat, n-ai răspuns cu tare. Să-mi vorbească Dumnezeu ceasuri întregi într-o zi și eu? Și ascultați-mă, dacă spuneți, frate, eu le-am spus Domnului în rugăciune, pune mâna și scrie măcar unul. Că mă tem că ce ai spus Domnului în rugăciune deja ai uitat. Și dacă nu, mă tem că o să te facă diavolul să uiți până mâine. Dar dacă e scris, o să fie pentru tine și uitați ce mare binecuvântare. Cu cât timp în urmare s-a întâmplat asta? E mai mult de 40 de ani. Dacă nu scriau, cu ce rămâneam noi? Cu ce rămâneam noi dacă nu scriau? Au scris și după mii de ani ne motivează Dumnezeu prin gestul lor, prin actele lor. De asta Dumnezeu a fost mereu pentru scris. Moise, pune mâna și scrie. Învață-i cântarea, învață-i cutare, ajută-i să memoreze. Dumnezeu a hotărât prin Duhul Sfânt să scrie Evanghelie și toate ca să le avem și noi. Și ascultați, să vă țină bunul Dumnezeu ani sănătoși și frumoși. Și când or fi nepoții voștri mai mărișori,
și ar fi la un poș rugăciune, că eu mă gândesc că și eu să fie cu poș rugăciune. Tu o să zici, băbuța, maică, ia vii tău încoace. Ce ai hotărât tu astăzi la poș rugăciune? Sper să nu fie așa. Mi-am jucat o leacă biliard, am băut numai jumătate de cafea. Știi că acum unii postez cu suc de roșii, cu suc de mere, cu brânză, cu... No, fiecare cu postul lui, că toate le găsim. Tu să spui, auzi, maică, acum vorbesc și eu ca bătrânii, pe vremea noastră, când noi am fost la poș rugăciune, noi am scris acolo, de azi înainte mă dezleg de bârfă. Și de atunci, draga mea, am fost biruitoare și n-am mai bârfit. De azi înainte mă despart de, și de atunci Dumnezeu m-a ținut așa. De azi înainte mă lipesc mai tare de, și Dumnezeu m-a ținut. Atât am avut să vă spun din partea Domnului. Eu mă opresc aici. Dar ascultați a mele scrise. Așa că mai aveți un pic de timp să le scrieți. Nu vreți să le scrieți? Nu e nicio problemă. E pierderea voastră. Se ruga fratele Nicolae Moldovean, nu lăsa întâlnirea noastră fără dragoste și har, ca să nu ne fie lupta și alergarea în zadar. Din punctul lui Dumnezeu, eu cred că ziua aceasta n-a fost în zadar. Și eu cred că Dumnezeu a văzut și vede fiecare inimă sinceră. Sunt convins că Dumnezeu va primi și a primit orice pocăință sinceră. Dumnezeu a binecuvântat orice dezlegare. Dumnezeu va ajuta pe cei care vor să se deslege. Și Dumnezeu îi va îmbrățișa pe toți cei ce vor să se contopească cu El. De aici depinde de voi. De aceea, înainte de a încheia, vă chem să ne ridicăm. Și stai de vorbă cu Hristos. Stai de vorbă cu stăpânul tău. Și dacă nu ți-a convenit niciuna din deciziile care ți-am sugerat-o eu, poți să spui Domnului deschis, Doamne, aia nu mi-a plăcut, aia nu-i pentru mine. Dar înainte de a închide ușa să pleci, întreabă Duhul Sfânt, dacă prin El nu mi-ai putut sugera nimic, tu n-ai ceva de-mi spus mie. Și dacă Duhul Sfânt spune, du-te liniștit acasă, n-ai nimic, ești perfect, te aștept în glorie. Dacă ți-ar spune așa, eu cred că ai întrebat, dar oare-s gata? Și atunci spui, Doamne, acum scriu ceva, de azi înainte, în puterea Ta, vreau să fiu gata, nu aproape gata, nu 80% pregătit, nu cu un pic de un de lemn, nu cu, de azi înainte, vasul plin, inima plină și eu veghetor. Stăm înaintea Domnului în rugăciune.